Campionatul Național de Super Slalom a programat în weekendul trecut etapa cu numărul 6. În competiția contratimp, cu participarea multor piloți experimentați, mușceleanul David Nedelcu a făcut o figură frumoasă. Pilotul de la RB Racing a concurat cu o licență One Event pe un autoturism Peugeot 106 cu motor de 1600 de centimetri cubi. Demonstrând încă o dată că este un tânăr cu certe calități, David Nedelcu a arătat stăpânire de sine, pilotând cu exactitate, precizie și îndemânare, reușind în final să ocupe locul 2 la clasa J2. Ultima etapă din acest sezon de Super Slalom este programată în perioada 24-25 septembrie la Iași. În același weekend se va desfășura și ultima etapă din campionatul național de slalom paralel de la Șura Mare Sibiu, unde piloții de la RB Racing vor încerca din nou să își demonstreze maestria în arta pilotajului.